ascultă-mă, pentru nopțile tale nedormite. Mamă, iartă-mă, pentru zilele mai puțin fericite. Am greșit de atâtea ori, nu te-am ascultat, dar mereu te-ai rugat pentru mine, mamă, te-ai rugat. Să rupt mâna, mamă, suflet drag, ce mă aștepți mereu cu dor un prag. Să rupt. Bună ziua, doamne Caterina! Bună ziua! Vă puteți apropia? Da, mamă! Doamne Caterina, bună ziua încă o dată! Bună ziua! Eu mă numesc Ana, sunt de la compania Surprize la domiciliu. Dumneavoastră astăzi sunteți omageată și cu această ocazie avem un mic cadou pentru dumneavoastră. Țineți buchețelul. Eu buchețelul, că îmi doare mâna. Balonașul. Vreau să țineți soțul, da? Da. Veniți să ajutați pe doamna cu soție? Da, cu soție. Veniți torta. Și sticla cu șampanie. Așa. Vă dați seama din partea cui e surpriza? Mă, că eu îndoi în cap. Cicurițele, chior cochii. Corect, am și un mesaj din partea lor, dacă îmi permiteți. Da. Copiii sunt departe, nu-i poți auzi, nu știi unde le e casa, când vor mai veni. M-au trimis pe mine, mi-a lăsat un gând. Spune pe anii noastre că auzim plângând. Spune că în inimi tulburi, ochii înlăcrimați, ne simțim acasă, tot mereu chemați. Departe am ajuns, însă ne-a rămas fericirea, lângă-l tău încetinit pas. Nu fi tristă, mamă, nu fugi încoace, noi suntem ai tăi și ne vom întoarce. Au trecut ani peste tine, mamă, ca nisorile peste munți, și ai ajuns acum acolo sus, unde zăpezile nu se mai topesc și părul tău rămâne nins. Ești măreață ca munții, acum și în tine ne avem izvoarele noi, toți copiii tăi, și vrem să-ți aduci aminte atunci când regreți că am ajuns departe de tine. Toți trei știm că dorul e mare și uneori pe umerii tăi greutățile sunt prea multe, dar pentru a face drumul nostru am fost nevoiți să renunțăm la ochii tăi. Să ne ierți lipsa, micile greșeli, cuvintele negândite, că din cele mai grele momente tare mult ne lipsesc cuvintele și mângâierile tale, mamă. Nu uita niciodată că ne vom întoarce mereu la izvorul dragostei noastre. Ne vom întoarce mereu la tine, scumpă mamă, pentru că ție îți datorăm totul. Te iubim! Sângești felicitarea! Și dacă aveți și un cuvânt de mulțumire, ceva, un mesaj, le transmiteți lor acolo. Vă mulțumesc frumos, copiii mei! Îmi pare rău că nu sunteți cu mine acasă, dar ați să veniți și să ne întâlnim cu toții. Vă mulțumesc din inimă! Am emoții și nu... Tatăl, poate dorești ceva să mai adaugi când ești la copii? Spun eu lor că vă mulțumesc fișilor noastre. Fișorul, nepoții. Nepoți. De acolo. I-am crescut, i-am educat și mulțumim că s-a aduc aminte de noi. Că doresc lor o viață fericită. Doresc că ani mulți. Sănătate multă și ani cât 100, dar în primul rând sănătate, că noi avem toți nevoie de ea. Să fii sănătoasă, mulți ani! Sărut mâna ce m-a legănat, sărut sufletul tău, mamă curat. Cea mai bună mamă în lume ești, la mulți ani măicuța mea să trăiești. La mulți ani, măicuța mea, să trăiești.